misiune. Ce face un copil al lui Dumnezeu în cazul ăsta? Era cuvântul Domnului. Și am zis, Doamne, tot ce am pregătit este cuvântul Tău. Nu știu cu ce să încep. Și Domnul a zis, fii liniștită că eu știu. Și am început saluturi pentru ascultători și aproape fără măcar să-mi dau seama, am intrat într-unul din pasajele biblice pe care le aveam pregătite. Și când mi-am dat seama, am zis, Duhul Domnului este la lucru și acesta a fost cuvântul pe care a vrut să-l transmit ascultătorilor, că dacă ar fi vorbele mele, probabil că n-aș fi stat, cred că într-o două, trei zile terminam ce aveam de spus de la mine. Nu trebuia să treacă 19 ani. De 19 ani spunem dintre ale Domnului. Pentru că acest cuvânt nu va trece. Toate trec. Dar cuvântul acesta nu va trece și conform acestui cuvânt vom fi și judecați în proces. Și primul telefon, după ce am încheiat de citit pasajul biblic, a fost o ascultătoare care a făcut această mărturisire. De mai bine de 3 ani, aștept un răspuns de la Domnul. Și în pasajul biblic pe care l-ați citit acum, eu am primit răspunsul. Spuneți-mi cine o cunoștea pe doamna aceasta. Cine știa mai bine ca Dumnezeu împăratul nostru că astăzi, în minutul acela, a dorit să dea un răspuns cuiva? Înțelegeți de ce trebuie să învățăm această grea lecție, dependența de Dumnezeu. Am fost extrem de temătoare la început. Întâi de toate, pentru că mânuim un cuvânt sfânt. Și rog pe Tata astăzi să mă ierte ori de câte ori. I-am produs vreo întristare. În toți acești ani, cu privire la mânuirea Cuvântului Sfânt, este o responsabilitate foarte mare, frați și surori. Știu că cel mai ușor lucru este să judecăm și să criticăm. Dar decât să o faceți ca să răniți, mai bine vorbiți întâi cu Domnul despre asta. Pentru că să știți că Domnul nu m-a criticat și nu m-a judecat și nu m-a zdrobit niciodată. Chiar dacă din partea unor am primit astfel de săgeți, Domnul nu va face asta niciodată. Și e bine să învățăm de la El. Biblia spune că judecata este a cui? Deci știm. Biblia spune că cine știe și nu face, face un păcat. Lăsați judecata pentru Domnul. Dar dacă aveți un îndemn din partea Lui, să fiți că va fi spre ridicare și nu spre zdrobire. Noi avem nevoie unii de alții. Domnul s-a rugat ca noi să rămânem una. Și am auzit astăzi cum s-a rugat Domnul pentru noi. Și cât de mare este binecuvântarea aceasta. Au fost multe situații grele. Au fost situații când era în pericol continuarea emisiei la Vocea Evangheliei. Dar am crezut, așa cum cred și acum, că toate lucrurile sunt cu știința și cu îngăduința lui Dumnezeu. Indiferent cum se numesc ele. Pentru că cel ce face toate lucrurile și cel ce le îngăduie pe toate, cel ce conduce Universul, e Dumnezeu, Împăratul nostru. Nu există nimeni ca El. Și dacă a îngăduit această lucrare numită Vocea Evangheliei în România, și dacă am gândit să existe și câțiva oameni care să slujească acolo.
Cea mai mare binecuvântare, aș putea spune, printre faptul că este ajutor în toate emisiunile pe care le avem de făcut, este minunea de a cunoaște oamenii la inima cărora lucrează Dumnezeu. Printre multele slujiri de la Radio Vocea Evangheliei, o am și pe aceea de a răspunde la telefonul ascultătorului, de a sta de vorbă cu ascultătorii. Și mai ales cu aceia care sunt în pragul unor decizii grele. Am primit într-o zi un telefon de la o ascultătoare care mi-a spus: dacă nu veți veni astăzi să vă întâlniți cu mine, să mă ascultați ce vreau să vă spun și să mă ajutați, posibil ca astăzi să-mi pun capăt zilelor. Am văzut, frați și surori, sub ochii mei, cum poate fi transformat un om, o femeie, că era vorba de o femeie, o ascultătoare, cum poate fi transformată până și fața acestei femei în decurs de 5 ore, pentru că atâta am stat cu ea de vorba. Trăia în adulter. Și nu se putea rupe. Asculta vocea Evangheliei și cuvântul Domnului o cerceta și îi vorbea. Dar avea nevoie de cineva pe care să-l vadă și cu care să stea de vorbă. Și a sunat și a spus oricare dintre voi să vorbească astăzi cu mine. Acolo, pe bancă în parc, în 5 ore, în care și-a mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu. Și în care, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, i-am cerut câteva lucruri și unul dintre aceste lucruri este ca în prezența mea și în fața lui Dumnezeu, pe care noi nu-l vedeam, dar știam că e acolo, să șteargă numărul de telefon al acelui bărbat din telefon. Spuneți-mi, credeți că nu știa pe din afară? Da? I-am spus, vrei să faci o dovadă că din clipa asta vrei să asculți de Dumnezeu? Șterge numărul ăsta. Și după ce l-ai șters din telefon, șterge-l de aici. Șterge-l de aici. Pentru că tu cu gura ta ai spus că vrei să vorbesc pe Domnul Iisus. Am cunoscut o tânără care a hălăduit dintr-o religie în alta, din religia ortodoxă, în religia musulmană. Așa a făcut Dumnezeu ca să-i moară soțul. S-a întors în țară, înapoi. Am cunoscut fata asta, la 30 și ceva de ani, care și-a dorit să vină la catecheză, care și-a dorit să-L urmeze pe Domnul. A venit o vreme la catecheză și în fiecare duminică cu soțul meu mergeam și o luam de acasă, pentru că era aproape oarbă. Și-o aduceam la catecheză și-o duceam înapoi acasă. Și-am văzut, în 2 ani de zile, transformări radicale în viața ei. A murit înainte să apuce botezul. Dar mi-a spus, știu unde merg și știu că ceva pe care îl voi vedea, deși acum nici pe mine nu mă putea vedea bine. Ea zicea, nu știu cine e binefăcătoarea mea, că nu vă văd bine. Știu că acela pe care îl voi vedea după ce voi pleca de aici este acela care mi-a spus atunci când am umblat pe scala aparatului de radio și am descoperit postul de radio Vocea Evangheliei, mi-a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Și am întrebat-o, Reli, ești sigură? Sunt sigură, doamna Manea, că El mă va întâmpina. Cunosc o doamnă care acum este în asil. Are 88 de ani. Și pe care o cunosc de vreo 8 ani. Am vizitat-o de câteva ori acasă. Oamenii aceștia au nevoie de noi, stimații mei, frați și surori. Era gata să vă zic ascultător, dar nu greșeam foarte mult. Oamenii au nevoie de noi. Întâi să-i ascultăm,
Și apoi să le dăm balsam de vindecare. Nu vreau să scrie pe mine decât un singur nume. Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul, Împăratul meu. Și dacă viața mea, vorbirea mea, mărturia mea este asta, cu siguranță, oamenii care mă vor întâlni pe mine și te vor întâlni pe tine, îl vor întâlni pe cine? Pe acela pe care îl port. În mintea mea, în inima mea, în viața mea, în toată trăirea mea. Aș vrea să rog pe Domnul să primească mărturia mea și aș vrea ca numele Lui să fie înălțat, numele Lui să fie cinstit, pentru că tot ce avem nevoie să fim și să facem, avem în El. Așa spune Biblia. Că avem în El totul, de plin. Și că tot ce voim să ne facă nouă oamenii, să le facem noi. Și Domnul să ne ierte, că nu suntem tocmai acolo unde trebuie. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru două surori care sunt aici, în biserică. Le-am cunoscut înainte să fie surorile noastre. Când vezi toate astea, și Domnul e bun, că nu ne arată mai mult, că am cădea copleșit sub isprăvile și minunile sale cele mari. Dar când începi să vezi o minune sau alta, cum să nu asculți? Și cum să nu te dedici? Și cum să nu-ți faci timp? Pentru că ceea ce mă îngrozește astăzi este cea mai mare ofensă la adresa lui Dumnezeu și nu vorbesc din partea celor din lume, vorbesc din partea noastră ca și copii ai Săi. Este să-i răspunzi lui Dumnezeu: n-am timp. N-am timp, n-am bani, n-am resurse, eu n-am. Iartă-ne, Doamne. Și fă-ți timp. Și lasă-ți resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu la dispoziția Lui. Și ascultă de El când vrea să-ți spună ceva. Cum ați vedea viața mea și mărturia mea dacă în programele pe care eu trebuie să le realizez la Radio Vocea Evangheliei în fiecare săptămână, la un moment dat, în timpul în care ar trebui să fie emisiunea mea, acolo să fie un piu. Pentru că doamna Marea a zis astăzi, n-am timp, am o problemă mai urgentă decât asta. Și mă duc să fac întâi pe aia, Domnul, și face aia și săptămâna viitoare fac și emisiunea asta. Și face Daniela Marea așa și face altă colegă așa. Credeți că ne-ar mai ține Dumnezeu acolo, fără consecvență? Dar să știți că Dumnezeu este întristat. Nu doar pentru inconsecvențele mele, ci pentru ale fiecăruia în parte. Așa că ce mi-aș dori? Să ne rugăm împreună. Să rămânem una. Indiferent ce m-a chemat și ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Dumnezeu ne-a chemat întâi să fim. Și câtă vreme suntem și rămânem copiii lui Dumnezeu, avem totul la dispoziție. Pentru că suntem doar niște mlădițe sădite în vie. Acolo-i sursa. Acolo-i izvor. Și asta rog eu pe Domnul. Să mă ajute să rămân o mlădiță roditoare. Chiar dacă pentru asta toate forțile acelea care se tot usucă trebuie curățate. Și atunci îți dă o încercare sau alta. Am lipsit 6 luni. În urmă cu vreo 13 ani de la Radio Vocea Evangheliei, pentru că am fost suspectă de cancer. Și mi-am reconsiderat toată slujirea în acea perioadă de 6 luni. Și am zis, dacă voi mai avea harul să ajung din nou acolo,
N-am să mai murmur. Nici atunci când mi se va spune, dacă nu avem bani să fiți plătiți luna viitoare, mai stați aici? Și toată echipa a răspuns, da. Pentru că noi pe Domnul îl slujim. Și dacă El vrea să mă remunereze, o va face. Dacă va voi să mă încerce, va trebui să rezist testul. Dar, dincolo de orice minune, pe drumul vieții mele greu umblat, este minunea că Tu, Doamne, m-ai iubit totdeauna, deși eu niciodată n-am meritat. Harul este al Domnului. Tot ce-ți pune la dispoziție de la El. Cuvântul e al Lui. Cu ce să ne laudăm? Cu Domnul. Așa să mă ajute și așa să ne ajute Domnul. Amin.